E adevărat că de foarte multe ori oamenii sunt încărcați datorită acumulării experienței și încărcarea asta se vede și corporal, prin rigiditate. De-aia de multe ori suntem foarte prinși în mintea noastră și bubuim pentru că nu știm să facem ordine. Problema e că atunci când explodezi, există și riscul fragmentării. Te fragmentezi dacă ruptura, dacă supărarea sau ceea ce ai înmagazinat e foarte toxic. Dacă e foarte toxic, există acest risc de a te fragmenta, de a pierde anumite fragmente pe care, pe urmă, ușor, ușor trebuie să le recompui în puzzle ca să fii întreg. Știi că important e nu să fii bun, să fii întreg, e cel mai important. Să fii bun e o relativitate subiectivă. Dar să fii întreg e important să poți să te percepi cu cele două părți, și de umbră și de lumină, și să poți să te cunoști continuu. Asta cred că e important, să îți dai sens și să mergi mai departe.